Salutare tuturor, numele meu este Mihai, iar astăzi vreau să vă prezint în acest nou episod o pereche de căști wireless care se dorește a fi unele flagship killer la prețul de doar 299 de lei, reduse de la 499 de lei. Ei bine, n-aș vrea să exagerăm cu denumiri de genul flagship killer sau cele mai bune căști la acest moment, însă ce-i drept, modelul Torque de la Crossbeats vine cu specificații neașteptate de bune, ținând cont de prețul pe care l-au. Hai să vedem ce primim pentru doar 300 de lei. Avem protecție IPX6, însemnând că nu vom avea griji dacă transpirăm sau plouă. Căștile sunt full touch control, putând schimba melodia, să răspundem la telefon, cât și să activăm asistentul virtual doar prin atingeri. A 8-a generație de noise cancelling de la Qualcomm, încât vocea și sunetul reprodus să fie unul de o calitate foarte bună. Detectare in-ear când folosim doar una din cele două căști. Dispun de driver de 18 mm cu 3D surround tot de la Qualcomm și egalizator integrat. Sunt compatibile cu dispozitivele Apple, Android și Windows, o baterie care producătorul ne informează că ne oferă o autonomie de până la maxim 12 ore fără dock și cu până la 3 zile cu dock, însă vom vorbi și despre acest aspect în minutele ce urmează, o latență de 15 milisecunde încât experiența audio din jocuri să fie la un nivel cât mai ridicat fără întârzieri și, nu în ultimul rând, ce credeți? Au încărcare wireless. Ce-i drept, modelul Tor de la Crossbeats chiar oferă o varietate largă de specificații și tehnologii de ultimă oră la un preț mic comparativ cu restul modelelor deja existente. Așa că urmăriți acest material pentru a vedea ce impresii mi-au lăsat aceste căști de la Crossbeats și dacă merită sau nu cumpărate din linkul din descriere. Să-i dăm drumul! În primul și în primul rând, în pachet mai regăsim un manual de instrucțiuni, o extra garanție de un an pe care o activați scanând codul QR, un cablu de încărcare pentru dock cu mufă USB Type-C și câte o pereche de capișoane de dimensiuni diferite față de cele prezente de pe căști. Pe dockul de încărcare avem o mufă USB Type-C, 3 LED-uri ce ne indică nivelul bateriei, un capac pe două poziții și țin să menționez că este unul foarte ferm și nu flambează, lucru rar să vezi la o pereche de căști cu un așa preț. În interior avem căștile prinse cu ajutorul magneților foarte puternici și un buton pentru conectivitate și indicare nivel baterie. Practic, este un dock simplu pe culoarea neagră care are un design rafinat, aș spune, datorită modelului de pe capac ce îți lasă impresia că ar fi din piele. Dar nu, nu este din piele, ci un plastic dur de bună calitate. Ca și dimensiuni, docul este puțin peste medie, dar nu cu mult încât îl poți ține în buzunar fără nicio problemă. După cum am zis și puțin mai devreme, ce mi-a plăcut să regăsesc la aceste căști este încărcarea wireless. Chiar dacă nu ai la îndemână un dock de încărcare wireless, o poți face foarte simplu cu un telefon care, bineînțeles, îți permite încărcarea wireless. Un feature binevenit pentru o pereche de căști dintr-un segment de preț destul de mic. Ce am mai apreciat la acest model de căști este că avem o formă dintr-un silicon ce ne va permite o siguranță ridicată când alergăm sau să nu-ți alunece după o perioadă îndelungată de utilizare. Chiar stau foarte confortabil în urechi și nu mi-au cauzat dureri nici după 8 ore de utilizare datorită materialului moale din care sunt realizate aceste forme din silicon. Ce mai regăsim pe căștile Torque de la Crossbeats sunt cele două microfoane pe fiecare cască pentru un noise cancelling ridicat. La zona de tehnologie dispun de majoritatea codecuri audio pe care le regăsim și pe cele din zona de flagship, făcând redarea sunetului să fie de o fidelitate înaltă. Și asta vi-o pot confirma și eu. Sunetul reprodus este unul clar, basul este unul destul de puternic, înaltele sunt la fel și ele prezente și se aud clar și bine chiar și cu un zgomot de fundal ridicat. Ce aș avea de menționat este ca intensitatea basului să fie reglat din egalizator pentru a-l mai mișora puțin încât sunetul să fie unul mult mai plăcut. Tot pe fiecare cască în parte mai regăsim un LED pentru a ne informa că acestea fie se conectează cu telefonul, fie sunt oprite. Conectarea lor cu telefonul se face foarte simplu. Deschidem dockul unde se află căștile, apăsăm timp de 2 secunde pe butonul de pe dock, apoi vom vedea cum pe casca stângă se aprind LED-urile de culoare albastră și roșie, însemnând că acestea caută telefonul cu care să se conecteze. Vom intra în lista Bluetooth de pe telefon și vom alege casca stângă. Ulterior, cea dreaptă se va sincroniza după cea stângă. Atât de simplu este. Pentru că am spus mai devreme că revenim și la capitolul baterie, ei bine, cu toate că producătorul ne informează că cu o singură încărcare a căștilor, acestea vor avea o autonomie de până la 12 ore,
Pe mine unul în schimb m-au ținut în jur de 11 ore și 7 minute cu volumul la 70% și în jur de 36 de ore cu docul de încărcare. Chiar și așa, căștile Torx stau bine rău pe autonomie. Ce aș mai adăuga eu despre aceste căști este că vin cu Bluetooth versiunea 5.1, o rază de acoperire de până la 10 metri, o latență de 15 milisecunde ce face ca sunetul reprodus din imagine să fie identic în căști și că sunetul din apeluri este unul destul de bun. N-aș avea prea multe de reproșat de la aceste căști, ținând cont că le poți lua la doar 300 de lei. Ca și concluzie, căștile Torx de la Crossbeats vin cu autonomie mare, aproape toată plaja de codecuri audio pentru o fidelitate înaltă, un dock cu încărcare wireless, un sunet bun și un preț super atractiv. Așa că dacă vreți să vi le comandați, o puteți face și voi din linkul din descriere. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!